mulțumesc pentru prezență și deschidem ședința noastră de azi. Îi dau cuvântul doamnei secretare pentru a prezenta procesul verbal de ședința de data trecută. După care, domnul președinte va prezenta ordinea de zi. Mulțumesc! Proces verbal încheiat astăzi, 28 octombrie 2016, la sediul primăriei Comunei Pârgănești, în cadrul desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Pârgănești, convocată prin dispoziția 210 din 22 octombrie 2016. La ședință participă 12 consilieri locale aleși, lipsește motivat domnul Torboș Vicențu Florin. Președintele ședinței este domnul Unguru Viorel. Din partea mass media participă exclusiv TV. Consiliul local este legal constituit în conformitate cu prevederile articolului 41 și își poate desfășura lucrările. Ședința este deschisă de doamna primar, care dă cuvântul doamnei secretar. Aceasta dă citire procesului verbal al ședinței din luna septembrie. După citirea procesului verbal, solicită domnilor consilieri aprobarea. Nu sunt obiecții, nici discuții. Se supune la vot procesul verbal, care este aprobat în unanimitate. Se trece la citirea ordinei de zi de către președintele de ședință. 1. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2016. 2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cotei de combustibil a microbuzului școlar ca urmare a prelungirii traseului. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului lucrurilor care aparțin domeniului public al Comunei Pârgănești. Toate cele trei proiecte au ca inițiator pe doamna primar. 4 diverse. Nu sunt obiecții, se supune la vot ordinea de zi, care este adoptată în unanimitate. Se trece la punctul 1 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate, care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 2 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții. Se solicită avizul comisiilor de specialitate, care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 3 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre, nu sunt discuții, nici obiecții, se solicită avizul comisiilor de specialitate, care sunt favorabile, se supune la vot proiectul de hotărâre, care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul diverse. Domnul consilier Balint Eugen ridică următoarele probleme. Balastarea drumului de pe strada cimitirului din sat Bacna, balastarea drumului de pe pârâul din sat Bacna, șanțul înfundat și blocat de domnul Galo Aurel, lucrările efectuate de defectuos de constructor la căminul cultural din sat Bacna, dispariția cupelelor din fața porții. Doamna primar răspunde că nu a știut că acel drum de pe pârâul din sat Bacna ar putea fi cu probleme. De asemenea, afirmă că în primul rând trebuie soluționată problema șanțurilor acestor drumuri, după care urmează balastare. În legătură cu țeava blocată de domnul Galo Aurel, doamna primar va încerca să caute o soluție pentru rezolvarea problemei. De asemenea, doamna primar aduce la cunoștință următoarele probleme. Potrivit procesului verbal încheiat cu Inspectoratul pentru Stații de Urgență, vom putea beneficia în mod gratuit de balastul necesar balastării drumurilor din comună. Au prioritate străzile care au fost foarte afectate de precipitațiile din această toamnă, respectiv Ieremia Mobilă, strada Teiului, strada Vrânușelor, strada Mihai Viteazul, strada Capura Constantin Mușa și strada Mihai Eminescu. Rețeaua de iluminat public de pe strada Petru Rareș și zona Troiță spre satul nou va fi extinsă. Pentru aceasta este nevoie de acordul proprietarilor cu privire la răcirea drumului. În urma discuției organizate cu cetățenii din satul nou, aceștia au fost de acord cu preluarea căminului cultural de la Asociația Tineretul Casa de Piatră de către Consiliul Local. O altă problemă ridicată este cea de construcția căminului din sat Bacna, ridicată de domnul consilier Bani,
Respectiv, aceste probleme sunt legate de proiect și trebuiau ridicate înainte de începerea lucrărilor. Nu mai sunt alte discuții de pentru care Consiliul Local își încheie lucrările ședinței. Dacă sunteți de acord cu acest proces verbal. Vă mulțumesc frumos. Domnul președinte, vă rog să dați de ordine de zi. Având în vedere a dispoziției primarului numărul 246 din 18.11.2016, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Părgărești, care va avea loc joi, 24.11.2016, ora 9.30, în sala de ședință a Consiliului Local Părgărești, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual a achizițiilor publice pentru anul 2016, inițiator primarul comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Părgărești, județul Bacău, pentru anul 2016, inițiator primarul comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Părgărești, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului sau statutului de funcție. Statului de funcție. Aici, statului de funcție, aparatului de specialitate al primarului Comunei Părgărești și serviciilor de interes local. Inițiator primarul comunei. Proiectul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur 2016 prin acordarea unei indemnizații financiare a cuplurilor din Comuna Părgărești care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Inițiator primarul comunei. Și punctul 6. Diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, vă mulțumesc frumos. Având în vedere că în ședințele de comisie au fost stabilite avizele, vom trece la adoptarea proiectelor de hotărâre. Primul proiect de hotărâre, program anual al achizițiilor publice pentru anul 2016, se completează programul anual al achizițiilor publice, respectiv capitolul 2, se completează cu punctul 22, servicii întocmire, plan de intervenție în caz de incendiu pentru sediul primăriei Comunei Părgărești. Dacă sunteți de acord cu completarea programului de achiziție. Mulțumesc frumos! Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Părgărești pentru anul 2016, respectiv se aprobă rectificarea în trimestrul 4 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 cu suma de 30.000 lei pentru Căminul Cultural de la Bacna, pentru care trebuie achiziționat, adică, da, devizele, acorduri, avize și efectiv execuția acestei lucrări. Sumă care a fost luată de la alte capitole bugetare, respectiv de la Domnul acțiuni economice, pentru a putea fi realizată. Dacă sunteți de acord, rectificarea bugetului cu suma de 30.000 lei. Mulțumesc! Modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Părgărești. Se aprobă modificarea anexei 62 din hotărârea de guvern numărul 347 pe 2001, respectiv poziția 27, drum sătez de la satul nou, respectiv strada Canapirilor. Așa, are o suprafață totală de 5.645 metri pătrați. La poziția 29 este vorba despre strada Petru Rare, fiind sat Nicolești, care are o suprafață totală de 16.935 metri pătrați. La poziția 30, în sat Nicolești, strada Nicolești, suprafața totală a acestei străzi este de 7.452. Tot în sat Nicolești, strada
Caporal Constantin Mușar, care e o suprafață totală de 4.984 și tot în sat Nicoreș, la poziția 32 din inventar, sala Eremia Mobila, suprafață totală de 4.147. Aceste modificări au fost determinate de ridicările topo, care au fost realizate pentru extinderea rețelei public și automat vor fi introduse în vor fi cadastrate și întabulate ca bunuri acum e Bărgărești. Și, dar, și pentru a începe lucrările pe, da, de extindere, da, extinderea proiectului. Da, da, da. Dacă sunteți de acord cu modificarea inventarului, modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate a primarului, respectiv, se modifică statul de funcție al aparatului de specialitate a primarului, după cum urmează, se transformă funcția publică de execuție de referent casatei grad profesional superior, în referent casatei grad profesional debutant, respectiv poziția 28 din statul de funcție din cadrul compartimentului taxe și impozite locale. Se ocupă funcția publică de execuție de referent casatei grad profesional debutant, poziția 16 în statul de funcție din cadrul compartimentului financiar, contabilitate și resurse umane, ca urmare a numirii doamnei Dorboș Mihaela Lăcrămioara. Se ocupă funcția publică de execuție de consilier clasa 1 grad profesional debutant, respectiv poziția 29 din statul de funcții, în cadrul compartimentului taxe și impozite locale, ca urmare a numirii doamnei Vinter Mirela Carul. 4. Se ocupă funcția contractuală de execuție de consilier clasa 1 gradul 2, respectiv poziția 25 din statul de funcții, în cadrul compartimentului Secretariat Informare și Relații Publice, ca urmare a angajării doamnei Galu Alexandra Laura. Și 5. Se ocupă funcția contractuală de execuție de muncitor calificat 1, respectiv poziția 20 din statul de funcții, în cadrul compartimentului administrativ și de deservire, ca urmare a angajării domnului Șilochi Viorel Cristian. Dacă sunteți de acord cu modificările de statul de funcție. Și organizarea evenimentului în nota de aur, ca urmare a verificării pot efectuate în acte de stare civilă. S-au constatat că avem două familii care îndeplinesc condițiile pentru a putea beneficia de acea indemnizație financiară pentru de 300 de lei de familie și a unui diplome de excelență. Eveniment ce urmează a se organiza, nu? La ședința lunii decembrie. Dacă doriți sau dacă doriți altă zi, ne propuneți și vom încerca. Dar se face ceva server cu copii? Păi da, atunci. Așa am zis, cum ați făcut și anul trecut, să fie tot în ședința, ultima ședință din an a Consiliului Local, vom face la Căminul Cultural de la Nicorești, așa ne-am propus, da. Dacă sunteți de acord dumneavoastră. Da. E mai solemnă, e o ședință mai solemnă, cu o serbare, să ne colim de copii, după care să aducem acele familii acolo și să le îmbănăm într-un mod festiv acele diplome și acele premii. Cred eu că este mai plăcut și având în vedere că este un număr frumos de ani, 50 de ani, așa se merită, decât să le ducem acasă și să fie numai acasă. Are farmec. Da, nu are acel farmec, nu are... Să simtă și dă și că sunt băgați în seamă de către autoritatea locală, de către dumneavoastră, autoritatea executivă și... Dacă sunteți de acord. Da, dar noi încearcă să mai punem ceva de la 300. Mai da? Că sunt două. Eu mi-am notat aici și o să vă mai spun. Sigur că solicităm sponsori. Cum să nu? Suntem deschiși pentru sponsorizare. Da. Atâta este prevăzut în bugetul local. Atâta și... La anul, dacă sunt 10-15 familii, n-a fost să dai... O să facem diferența. Dar nu o să... Din fiecare an de acum încolo o să fiu mai puțin cu 50 de ani de căsătorie. Mai puțin. Mai puțin. Nu, atâta este prevăzut. Atâta a fost până acum. Sigur că noi suntem deschiși, așteptăm sponsori. Și acum 8 am tot 3 milioane de lei. Și acum 6 am tot 3 milioane. Așa că hai să mai...
Măcar să fie 400 și să meargă continuu și la anul și peste 2 ani. Doamna primară, așa se vrea sponsor și dacă sunt aprobat bugetul la începutul anului și așa că... Da, sigur! V-am zis, suntem deschiși și căutăm sponsor. Sponsor poate... Domnul Dobroș, sponsor poate să vină și din partea dumneavoastră, consilieri, domnul Dobroș, dacă facem așa. Păi nu? Cei cu IMM-ul. Categoric. Se poate, se pot face multe lucruri frumoase. Suntem la sfârșit de an. La anul vom prevede mai multe sume în bugetul local în funcție de multe lucruri pe care trebuie să le facem și la care trebuie să ne încadrăm. Vom alege prioritățile și după care... La început, dar noi știm deja câte familii sunt care vor face celorlalte. Da. Plus, da, să mai se este mână. Da, și știm, categorică, da. Și atunci vom mări. Acum, anul acesta, vom merge tot la treabă. Dacă tot pe mine există vorba de așa noastră, diferența vă suporta eu. Diferența până la cât? Vă mulțumim. Vă mulțumim să menționați acolo. Diferența, sponsorizarea vine din partea domnului consilier Dobroș, da, până la 500 de lei. Vă mulțumim. Deci am rezolvat pe asta. Da, vă voi mai propune aici niște, dar să vedem în ce măsură. Spune, nu, doamna secretară, de ce nu? Da, deci, de acord cu proiectul de hotărâre. Așa. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre? Da, da, vă mulțumesc mult. La diverse, la diverse discuții, probleme. Pe marginea poate chiar și la aceste proiecte, dacă mai aveți, eu știu, de la Murie, ca să vă răspundem. Doamna v-a explicat, v-a citit, dar dacă aveți de la Murie, vă pot da răspuns. La diverse, liberalul ăsta public. Deci da. N-ar fi bine să, de, măcar de la 5 până la 6 jumate să avem proiectul ăsta? Da, vom modifica. Așa să se stinge exact când ți nu e mai drag. Mai ales acum e advent, lumea merge la slujbă dimineața, în alta, beznă peste tot. Da, oricum noi... Noi modificăm, în funcție de cum se schimba... Măcar până la 6 jumate. Așa, ce... 5 până la 6 jumate, e adventul, știi? Da, da. Da, să îmbătrân care merg dinainte. Și dacă e în pune, repă, da, seama. Cum propuneți? De la ce oră la ce oră? Păi de la 5 până la 6 jumate. Păi seara de... Nu, nu, eu mă refer dimineața. În Bacna... Sunt ăsta mulți copii care merge la oitus. Na, sunt ăsta mulți femei care merge ăsta la oitus. Și e întuneric. Până la ora 7. Mai bine să stai noaptea, stai mai mult și dimineața se arde mai mult. Până la 7. Spuneți-mi așa, care e propunerea? S-a prins la ora 4 jumate sau la 5, mai bine să aprinde cu jumătate oră mai târziu. Și prea mult până la 7, 6 jumate ajunge. Până la 7, că la 7 deja ajunge. Mult, băi, seara, sunt ceva care merge la altul, dar școală la lume. Dar la 7 deja batem cu el. Da, dar vezi că seara merge lumea la biserică. Păi bine, stai la biserică, îi corește. 5 jumate, 12:05 și 7. 17:30, 12 și... De la 5 până la ora 7. Și la jumate. Până cine și arde în urmă. Da, 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 da. Nu mai e poate chiar tot pe și de acum se prinde la 5 jumate. Să discutăm de oameni cultură, dar la mijloc greș, odată e o să drumurile și după aceea vom face și căminii structurale continuare, nu? Așa cred că este. Acum, spuneți, domnul Peșnagu. Păi, ați zis că prezentați și cine a câștigat dezăpezirile, prețul, tot. Ne interesează. Dar normal că ne interesează. Balastrarea, toate alea se prezinte, cum s-a luat, cum s-a luat, la metru pătrat, la kilometru, la cine l-a luat, cine a participat. Dar încă nu. Stați așa. Deci, v-ați luat... Dar nu, oricum. Vă răspund.
Dezăpezirea a câștigat o firmă, chiar nici nu știu cum se cheamă firma, este domnul din sat de aici, din comuna Părgărești, zi domnul vice. Vargo Francis. A depus oferte, au fost depuse oferte și de PSA a luat doamna de la achiziții, s-a luat prețul cel mai mic, este 64,5 la oră. Pe diferite utilaje. Da, are utilaje. N-am semnat contractul până n-am văzut utilajele. A fost în fața locului. Are utilaje noi. Are două tractoare. De, cu două da, două tractoare și-au cumpărat tractoare. Categoric. N-am fost semnat contractul până n-am văzut utilajele. Și la jumătate de preț față de anul trecut. 64,5. Așa că sperăm. Acum să vedem cum va fi iarna. A fost mult. Iese pentru ce? Vom vedea. Dar dacă nu face treaba, se poate rezilia. Se poate rezilia contractul. În două zi. Și a doua zi. Cred că omul este din comunitate, are cele două utilaje, au zis că are om pentru unul va merge dânsul, pentru celălalt are om care să și să ia satele. Pe străzile înguste are o lamă mai îngustă, iar pentru străzile celelalte și-au luat un utilaj mai mare. Ați zis de balastrare. Într-adevăr, încă n-am început pe toate străzile balastrarea. De ce? Pentru că am făcut demersuri la SGA, să obținem balastru gratuit, avem acordul SGA-ului, Serviciului de Gospodărire a Apelor Române, pentru 2000 de metri cub de balastru gratuit. Da. Nu, acum nu. Nu, dar e vorba de 2000, nu te-am bine, am spus că facem demersurile, acum avem și aprobările. Ni s-a stabilit locația pe malul Trotușului, aici, în capătul Cubei. Acum, noi trebuie să facem pentru asta o documentație. Mâine vine expertul, domnul vice, așa că trebuie să fiți aici. Eu plec la ședință, mâine avem ședință la Adisușa, Adipul la Bacău. Domnul vice va fi aici, se face documentația și după care ne spune de când putem să începem. Categoric va fi un contract cu o firmă care va transporta. Am zis că depozitarea acestui balastru vom face în parcările pe care le avem. La Părâul Crețului, în zona aceea, pe pantă cum urcăm de la Părâul Bodii și în zona Petru Rare. Și o să găsim, să vedem, să discutăm cu un cetățean cumva să punem pe bucata omului. De ce? Acolo, pentru că acolo avem extinderea drumurilor pentru extinderea rețelei. Și atunci, categoric, trebuie să facem drumul, după care vin ăștia să planteze stâlpii. La biserică, dacă domnul Marin spune că este un loc. Puteți să puneți și în curtea bisericii, că nu vă deranjează pe mine. Uite, dar în intersecție acolo, dacă câteva mașini... Mă, nu vă deranjează. Și tot cu o firmă care are utilaje, trebuie să facem ca să transporte din punctele, din depozitele pe care le facem noi, pentru că trebuie să repede să luăm balastrul acela, că avem un termen de. Și atunci noi facem niște depozite de unde vor fi luate și puse pe drumul, unde avem nevoie. Eremia Movilă, avem contract cu Saralinu, Eremia Movilă a fost făcută de la cap la coadă. Știți că drumul ăla a fost o problemă. Nu este terminat. Încă nu e finalizat, mai are de lucru un nițel, dar oricum l-a adus la starea de funcționare. Adică se poate circula. Sigur, sunt drumurile... În urma ploilor a fost... De pe Gărlă a aprobat balastru? Da, da, de pe Gărlă, de pe Trotuș. Pe teie lui să nu puneți. De pe Trotuș. Pe teie lui să nu puneți. Păi și de unde să punem? Doar știți că de... Nu, dar pe teie mai bine că o dă fonță să punem arci. Nu merge, eu acolo să-mi bolu mai așa. O să alege. Dar de unde la care mai mult de 4 cm nu sunt. Dar știți când e o mașină de balastru? Ca să cumpărăm pentru 29.000 de metri pătrați, nu? Dar nici pietrișul ăla care pune. A fost, a? Pietrișul care se pune... Pietrișul ăla nu trebuie piatră cu casa din aia. Păi tocmai, e foarte... Păi da, pe Eremia Movilă s-a pus piatră concasată, dar este foarte scumpă. Foarte scumpă și sigur că da, și noi ne limităm... Și scump, ține mai bani și ieftin. Și ieftin. Și ieftin. Nu mai spun un pochetie. Din bani și ieftin mai rău să scoată. Da, din experiență așa. Bolovanul, dacă punem balastră în 2000 de metri prin străzile astea, noi trebuie să avem, să ținem cont de încredere, să vină să se scoată din surpustă, dacă tot ne înălțăm, tot ne înălțăm, apă de curte în curte la oameni. De exemplu și la mine, în fața mea deja apa din drum vine în curte.
Păi nu trebuie. Nu numai la mine, astea sunt cazuri sute. Trebuie să vină în șanț. Nu, păi apa să nu curgă pe drog. Păi aici sunt cazuri și nu, n-ai cum, că de când nu vedeți feteiului, sunt pe mijlocul drumului, sunt șanțuri. Da, 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 da. Făcute de că... Păi am înțeles. Aia trebuie cu încredere așa. Iară facem scris. Și urmă cu un strat de bani. Fiecare să-și cureze șanțurile din fața casei. Ca să nu circule. Exact pe marginea șanțului. Balastru. Nu, nu, nu. Curăță șanțul frumos. Păi da, tocmai și pune... Și ia mizeria și pune pe marginea șanțului. Pune că să facă pe drumul rămâne. Și apa curge tot pe mijlocul drumului. Păi da. De asta, pe mijloc ar trebui invers să fie. Păi așa trebuie să fie, înțelegi? Așa mijlocul este, da, așa. Trebuie ridicat ca să curgă în șanț. Nu știu, mai. Apa când vine din urmă. Categoric în fiecare. Iar vă spun, domnul consilier, asfaltarea drumurilor. Zic, prioritar este apa și canalul și după aceea se asfaltă. Nu, nu se răscol. Facem asfaltul și după aceea punem apa și canalul. Prioritar este apa. Apa și mai vedem canalul. Apa și canalul. Apa nu ți-am probe. Apa știți problemele care sunt și cu apa, am repetat fiecare ședință, am început deja de branșările. De unde? Stai așa că începem cu Pălgărești, aproape, putem aproape. Iată, sunt aia care au fost debranșați și care n-au plătit până acum nici un leu din 2015, de când am fost subită de branșările. Restanțele cine plătește? Că nu se pompează câte una, două, alea să mai aducem ceva, dar tot noi tot plătim. Dar nu? După aceea și e adevărat sau nu? Atât am trecut cum... până iunie în curs de vădere. Și acum, de două luni tot curte. Deci să-l pierdem vara, dar iarna se recuperează. Nu o să... Nu o să câștigul cu apa aia. Acum, de două luni mai departe. Dar tot vorbim și nimeni noastră, nu ceva de genul. Până ai plătit de două luni altul. Alte probleme? Păi da, eu nu sunt contra, sunt corect. Dăm bani și mă chemi de dragă. La pentru voi, ce se întâmplă cu depozitul ăla de materiale? Pe care și pe ăla aia, că se... Tot depozitează, nu știu, toată lumea se întreabă acolo, ce e. Mă credeți că nu știu ce depozitele de unde? Unde? Acolo voi, la școală. Am înțeles că de dinainte a fost aprobat de către domnul primar, părintele de la Bacna. Acum, sincer să fiu, eu n-am discutat cu dânsul despre probleme. Am crezut că a și plecat, m-a și scos, așa au zis eu. Dar mă interesez. Dar domnul primar a spus de școală. Păi cu aprobarea dânsului. Am să-l întreb și pe domnul director. Nu știu. La grădiniță de copii, cu rogoie, nu se poate ajuta un ajutor cu ce ceva, cu aia, cu aia, cu aia, au jucărele, n-au nimic. Păi ca și la Nicolești, că s-a pus la primarul de lină. Cu apa și primarul de lină. Că chiar apropo, cu apa din Nicolești. Acolo este un problem local,
comitet cetățenesc. Sigur că da. A fost, am și trimis adresă la ei doi, să vedem acum ce măsuri, dar o să prește. Dar tot pentru că e branșarea. Dar ea nu e mare. Branșarea e barul bun de zis. Dar Nicoreci, da. Se va repara în ce mă dă să facă. Se va repara în ce mă dă să facă. Se va repara în ce mă dă să facă. Se va repara în ce mă dă să facă. Se va repara în ce mă dă să facă. Da, este lucrarea din complexului, constructorul. Noi am discutat și cu constructorul, o parte din pământ s-a ridicat și s-a depozitat în groapa de gunoi pe care l-am avut-o noi la zona la Pârgărești. Restul, am înțeles că au cărat pe terenul Târgu Trotuș, mai au de cărat, mai au de transportat pământul. Într-adevăr, este lucrarea făcută de DMC, am discutat cu domnul director de la Chip Complex și ieri am discutat cu dânsul. Asta e situația, este o lucrare de urgență, având în vedere că e Saramura, ei schimbă pentru, am mai zis, pentru o perioadă de 50 de ani, sunt obligați să aducă drumul la forma inițială. Se lucrează, au fost ploile și, într-adevăr, știm situația, dar au venit, au mai reparat. Când vor preda lucrarea, trebuie să, să dăm și noi semnătura și atunci, categoric, că vom solicita să mai pună balastru și să mai compacteze. Da, știm situația, nu este lucrarea noastră, dar e pe teritoriul nostru și categoric că ținem legătura. Domnul vicepreședinte, poliția era acolo. Am discutat de poliție. Am discutat și despre poliție. Și șeful de la DMC știe. Poliția a luat în panul. Da, dar nu era, nu era un podeț peste părâu, ci era acolo la canalizarea lor, am înțeles că au fost. Exact că a făcut ei acolo căminul ăla de beton. Da, da, acolo pe cămin. Podeț. Da, dar nu acum, că mai zis tu, Domenica. E de un an de zi. Ei au pun pe proprietarul care țin de un an. Și poate am vorbit cu șeful de la DMC, podețul îi pune la ei, dar de un an de zi. Da, da, și nu era pentru a traversa părâul. Era un... Era un podeț făcut tot de către. Era o zis că o să ne vină. Până când nu s-a schimbat cursul apei, deci proiectul era bun. Dar la bun este de da. Nu era peste părău, ci că nu era podeț pentru traversat. Dar după aia când și-a rupt malul acolo, și-a făcut alt curs apa, după aia, într-adevăr, nu mai... Cum s-a răcit acolo? Da, da. Am discutat și cu domnul primar de la Târgu Trotuș. Podețul de un an de zile nu este, sudarul. Deci ăla nu mai este de un an de zile. Da, dar pe lui s-a efectuat lucrarea și-au terminat. Deci îmi balasează măcarea acolo. Așa am venit, să-ți fac să și pună balastru, la ce pună bine. Și în copii, vin sărbătorile de iarnă, haideți să facem ceva și pentru copii să se bucure copiii. Categoric, aștept propuneri. Eu am venit cu câteva propuneri la câțiva dintre dumneavoastră. Sigur, iar căutăm sponsor, pentru că bugetul local nu avem... Da, vom face, da, deja. E, da, ceva, ceva, noi suntem... Deci, este pentru ordonarea comunei, da, da. Este în planul de achiziții, este prins, cu ocazia sărbătorilor se va... Orna comună, cu acele... Noi suntem acum în campanie mai greu cu sponsorizare, știți? Nu. Păi tocmai, și, nici, și din partea noastră, ca să nu fie interpretat, știți? Dacă facem ceva, mai de ochiași, mă interpretează. Nu, vezi pe Ivane, numerii care sponsorizează. Eu vă dau niște nume, 5-6 nume. Nu acum, după ce se încheie. Dar căutăm sponsor și în comunitate, și în afară. Veniți cu sponsor, da? Avem. Și vom face. Sperăm să fie o surpriză, domnul Dorfer, sperăm să fie o surpriză plăcută. Încercăm să facem ceva mai deosebit. Dar să vedem acum, nu știu ce măsură, în ce măsură vom putea. Categoric, eu vin cu propunerea și pentru pachetele pentru copii. Știm că în alți ani s-a mai făcut, dar mai restrâns. Eu
aș dori ca toți copiii să primească ceva acolo. Cât este? O portocală? Un cornuleț, ceva? Am lansat! Am lansat către agenții economici. Am lansat oferta către câțiva agenții economici și din interiorul comunității și din afară. Așteptăm să vină cu răspunsuri. Cu bănuți. Da. Cu bănuți să vină, nu cu nu cu bănuți, nu cu bănuți, ca să nu se interpreteze. Nu, cu produse. M-am gândit așa. Cu produse și prin noi funcționarii din primărie, noi vom face pachetele aici, dar cu produse. Eu știu, un ofertant să vină 500 de cornuri. Alt ofertant, 500 de portocale, 500 de... Pentru 500 de... Doar 500 de copii avem. Dar mere nu merge, mere dau eu. Mere, știți de ce am zis mere? Nu. Mere primesc zilnic în școli. Dacă punem totul măr, știți, copilul nu mai e tentat. Dar o ciocolățică acolo cu Moș Crăciun, cu cornuleți. Ceva dulce acolo, altceva de ce primesc ei la școală. Și mă gândesc că copiii noștri, copiii comunității, ar fi ceva, un gest frumos și din partea noastră și în prezența dumneavoastră a tuturor consilierilor, nu numai a noastră de la primărie. Chiar vă doresc și aș dori chiar în ziua aceea în care vom face ședința să fie o ședință festivă, cu momentele festive, cu amânarea familiilor care împlinesc 50 de ani și a copiilor din comunitate. Chiar dumneavoastră, să dați pachetelele. Sau Moș Crăciun, dacă găsim un Moș Crăciun, vă dați pachetelele și noi vom fi ajutorii moșului în ziua respectivă. Mi-ar place să fim împreună, să organizăm împreună, să ne bucurim, să ne bucurăm de bucuria copiilor noștri. Haideți să lăsăm pe luna asta indemnizațiile pentru copii. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Indemnizații, salarii, tot, da. De la tot aparatul primării. Pe o lună de zile, haideți să dăm pentru copii. Nimic împotrivă, dumneavoastră trebuie să veniți. Dar dumneavoastră, v-am zis, aduceți produsele și noi le împachetăm aici, ne asumăm asta, împachetarea produselor. N-aș vrea să veniți cu bani, mai degrabă cu produse. Nu, bine. Dar suntem din toate categoriile sociale și politice. La punctul nu treceți acolo, taxe din cu 500 de ron. Dulciuri, o valoare de 500 de euro. Firma taxi. Firma, da. Taxi. Și de aici urmează băieții lui Valentin și cine mai... Taxi, vii cu cât? 500? De ron, da. Dulciuri, o valoare de 500 de euro. Da. Doamna Buducaru vrea să spună ce. Brăduți? Așa. Deci, sponsorizare avem brăduți. Ne-am gândit la brăduți și am lansat oferta. Mulțumesc! Ați venit cu un răspuns bun și bucuros. Pentru în fiecare sat să punem câte un brăduț. La părul Boghi, pentru că e și leagănul acela, este școala, este în centru acolo, să ornăm un brăduț în curtea școlii acolo. Cu rădăcină. Acum nu știu cu rădăcină, poate costă mult cu rădăcină, dar și așa prindem de ciotul acela acolo lângă leagă. Unii copii poate n-au șansa să aibă niciun brăduț în casă și atunci am zis, păi organizăm acolo, să facem un brăduț, seara să iasă copiii, sau și, bine, seara, că seara are farme brăduțul. La părgăre să punem în fața blocului, pentru că acolo e părculețul, acolo sunt băncuțele, vine tineretul, se mai joacă pe... că deja sunt puse aparate din alea ca să prindă semnalul, netul, așa. La satul nostru să punem la fel în parc. La Nicorești, tot în fața căminului, iar la Bagdă, la școală să pune. Pentru că acolo, zic eu, deocamdată e centru, că până vom da... Puteți pune și la mine în cortul nostru. Da? Aveți copii? Da. Bun, să adună copiii satului în curtea dumneavoastră. Mulțumesc că ați răspuns pozitiv. Deci brăduții sunt de la dumneavoastră. Ei, vedeți ce putem? Trebuie să avem idei, să venim cu propuneri și uite, dintr-o dată se poate. Nu? Idei constructive. Foarte bine, vă mulțumesc. În bună limitare. Da, doamna consilier, deci brăduții sunt de la dumneavoastră. Cu de la brăduții. Da, suportă dânsa contravaloarea, da? Dacă nu mai aveți verificat, dacă... Nu mai, gata. Nu punem... Încă o întrebare așa, iau. Din sărbători, n-ar fi bine să vină noștri de IRE, să verifice transformatoarele astea, să nu avem probleme ca anii trecuți.
tot timpul de sărbători, bacă se ardea la transformatorul din Nicolești, bacă s-a adună și tot timpul, ori două, stea în vezi. Bine, asta e. Bine, dar trebuie să nu este curent, nu este solicitat. Nu, dar să mai stăm de ăsta. Siguranță, până nu se ard. Nu se ard când este solicitat. O să fie o problemă veche din 26 de ani, la prima zăpadă cadă. O să facem o dresă de tăion și o să solicităm. Noi am făcut adresa acum către Ion, pentru schimbarea unor stâlpi, care sunt din lemn, sunt înclinate și... Da, domnule, ce vom face adresa pentru verificarea la scopul? La cimitirul la prezere și la cimitirul nou. Direct răspundeți. Știți că este un beculeț care luminează spre crucea. Ia, de vreo 2-3 luni. De ce nu ne-ați adus la cunoștință? Da, foarte bine, știți? Bine, când vedeți că vin categoric, vin poate la... când trec eu nu i-a prins sau când... Vă mulțumim! Orice, spuneți-ne pentru că noi vom verifica. Și măcar bisărbător să ardă toată noaptea. Nu mai merge undeva, mai... Bisărbător. Ce anume? Ce anume? A, să meargă continuu, dar știți ce mult plătim? Nu ne ajung bani. 24, 25, 26, 3, 4... A, pentru sărbătorile de anul. 25, 30, știți că într-o lună, în septembrie, a ars continuu, dar ne-a uscat. Am plătit foarte, foarte mult, știi? Și nu ne încadrăm, pe urmă ce facem? Intrăm în penalități. Da, exact, 24, 25, până pe 2-3 ianuarie. Exact, așa, poate să ardă continuu. Trei zile de Crăciun, două de anul acum. Trei și un zepă. Mai este ceva de zis. Măcar când sunt... Factorul poștal din satul nou, am înțeles că este supărat pe cetățenii care nu achită factura tâlcului. Factura dânsă? Da, personal. Deci unde scrie sau este obligatoriu ca cetățeanul să plătească, să achite factura dânsului sau poate să achite și mai departe? Dar e bine cetățeanului, de ce achite la el? La stăteam, da, pe care este supărat. Faci diferențe care nu plătește factura dânsului și supărat pe cetățeanul respectiv. Cam la activitate, știi? Vrea activitate, dar nu poți să... Omul plătește unde vrea factura, nu poate să plătească și la... Nu e legal. Nu e legal. Dânsul trebuie să... Nu e legal. Dânsul trebuie să dea corespondența și fiecare achită unde vrea. Dacă persoanele doresc să achite la dânsul, nu e nicio. Fiecare hotărăște ce vrea să facă, știi? Până la urma urmei. Categoric să nu le impună. Nici ca să vorbe cu dânsul, nu poți să știi nici. Să nu le Dacă nu mai aveți alte discuții, alte propuneri, vă mulțumesc pentru participare și închidem ședința de azi.